Există mediul online un tip de conținut pe care nu l-am înțeles și nu o să înțeleg absolut deloc, niciodată. Și anume comparațiile. Dar nu comparațiile între produse similare, între produse, hai să zicem, identice, între produse care au aceleași proprietăți, aceleași trăsături, ci comparațiile între mere și pere. Și când vine vorba despre parfumerie, când vine vorba despre arta parfumeriei, există o sumedenie de indivizi care fac exact lucrul acesta în mediul online. Adică, vezi, doamne, compară mere cu pere. Pentru că iau produse care n-au absolut nimic în comun unul cu celălalt, nici din punct de vedere al compoziției, nici din punct de vedere al elementelor constitutive, nici din punct de vedere al performanței sau al mirosului, și le compară între ele. Ceea ce pentru mine și pentru foarte mulți alții ca mine reprezintă o idioțenie. Pentru că este o comparație care nu și are rostul. Comparația trebuie să o faci doar respectând lucrurile pe care le-am spus la bun început. Adică produse similare, produse cu compoziție similară, cu performanță similară, cu miros similar, pentru că vorbim despre parfumuri, și mai mult decât atât, informația din comparația respectivă poate fi considerată utilă, folositoare. Drept urmare, eu nu o să fac clipuri separate, dar o să vă ofer astăzi 30 de parfumuri similare. Prima intrare din această, hai să zicem, așa zisă comparație, din acest comparativ de parfumuri, este reprezentată de două parfumuri absolut excepționale din punctul meu de vedere, și anume Beaufort London și al său Terror and Magnificence și Cuir Mitic de la Korloff. Ce este comun acestor două parfumuri? Pe în primul și în primul rând, sentimentul general pe care ele ți-l conferă. Două parfumuri obscure, gotice, întunecate, dure, abrazive și extrem de complexe. Două parfumuri care, deși nu au aceeași compoziție și nu pun accent pe aceleași elemente, se aseamănă din punct de vedere olfactiv. Și de vină pentru acest sentiment similar este tocmai acordul fumuriu care se reîntâlnește în cele două parfumuri. Ăla este elementul comun. Drept urmare, parfumurile astea, deși nu sunt identice, pentru că, repet, similar nu este totuna cu identic, dar se aseamănă foarte mult. Și elementul comun este tonul ăla fumuriu sau afumat, cum vreți voi să-i ziceți, care se regăsește în amândouă. Două parfumuri care performează pur și simplu excepțional din punct de vedere al longevității proiecției și sillajului, două parfumuri de temperaturi scăzute, două parfumuri pentru iubitorii de tonuri întunecate, obscure, gotice, cum vreți voi să le numiți. Două parfumuri foarte puternice. Drept urmare, vă recomand să aveți mare grijă cât aplicați. Dacă ar fi să aleg între cele două, pe care îl prefer eu mai mult, aș alege Cuir Mitic de la Korloff. Dacă ar fi să aleg pur și simplu din perspectivă financiară, adică din punct de vedere al buzunarului, aș alege Terror and Magnificence de la Beaufort. Oricum, ambele sunt excepționale, sunt similare, deși nu au aceeași compoziție, deși nu conțin aceleași tonuri, aceleași elemente, dar mirosul este unul foarte similar. Prima intrare din acest comparativ, Cuir Mitic și Terror and Magnificence. Cea de-a doua intrare din acest comparativ se concentrează pe o combinație foarte des întâlnită în parfumerie, în mod deosebit în parfumurile orientale, și anume combinația dintre lemnul de agăr și trandafirul roșu. Drept urmare, Alexandru J. și al său pur și simplu magnific Silver Ombre și Boa Dicea de Victorious Regal. Două parfumuri care conțin elemente similare, care miros similar și care performează similar, cu niște fluctuații, hai să zicem, specifice fiecarei case. Interpretarea însă este aceeași. Este o interpretare pe care o întâlniți foarte frecvent în parfumeria orientală, care pune accent pe această combinație de elemente. Drept urmare, parfumurile miros similar, aproape identic, dar nu chiar. Două parfumuri care performează foarte bine, două parfumuri extrem de calitative, două parfumuri extrem de opulente, două parfumuri extrem de carnale, de voluptoase, de seducătoare, și în care aceste două tonuri care se combină între ele sunt elementul central al fiecarei compoziții. Dacă ar fi să aleg preferatul meu dintre cele două și implicit să vă fac și vouă o recomandare, aș alege Silver Ombre de la Alexandru J. În primul rând, datorită raportului preț-calitate-performanță și în al doilea rând și datorită modului în care miroase, care pentru mine este deasupra de
ceea ce oferă boadiceea, în regal. Drept urmare, dacă ții și la buzunarul tău, te duci pe varianta mai ieftină, dar nu automat mai slab calitativă. Alexandru J versus boadiceea. Cea de-a treia intrare din acest comparativ se concentrează pe nota de lavandă și pe o interpretare aproximativ similară, aproximativ identică. Sartorial de la Penhaligon's și Boys 1920 și al său Spigo. Totul despre lavandă. Mirosul este similar în cele două parfumuri. Elementul central este similar, adică nota de lavandă, tonurile lemnoase care o asistă, dar compoziția este total diferită. În primul rând, Sartorial este un parfum extrem de complex, care conține o sumedenie de tonuri la interior. A implicit aldehide, a implicit ceară de albine. Boys 1920 Spigo este despre lavandă și lemn, dar miros similar. Însă, intervin diferențe și diferențele acestea intervin, în primul rând, în performanța celor două parfumuri. Sartorial este un parfum care performează fenomenal de bine și vorbim despre un parfum în concentrația apă de toaletă. Spigo, însă, performează mult mai bine. Cu foarte mult chiar mai bine. Două parfumuri care propun o interpretare extrem de naturală a notei de lavandă, două parfumuri masculine, două parfumuri de gentleman, două parfumuri elegante, mature, două parfumuri care exultă, dacă vreți, experiență și maturitate, dar și clasă deopotrivă. Sunt două dintre parfumurile mele preferate all time când vine vorba despre nota de lavandă și sunt două parfumuri care excelează la modul în care o interpretează. Sartorial și Spigo sunt intrările din acest comparativ. Hai să mergem mai departe. Și mai departe vorbim despre Aventus. Vorbim despre cea mai bună clonă a lui Aventus, problema majoră fiind însă faptul că acest parfum este mai bun decât originalul. Vorbesc desigur despre Armagh, Club de Nuit, Intense Man, Oil Perfume. Și vorbesc despre un parfum care este considerat a fi clonă, n-am înțeles de ce, pentru că propriu-zis este un parfum de sine stătător, parfum care deviază foarte mult de la ceea ce face Creed Aventus, dar de dragul comparației îl includem în acest comparativ. Și anume Imperium de la Electimus. Da. Repet, vrei ceva mai bun decât originalul Creed Aventus? Te duci și-l cumperi pe ăsta. Este ulei de parfum. O sticlă din asta de 20 de mililitri îți ajunge câțiva ani buni. Mirosul este pur și simplu fenomenal. Interpretarea este fenomenală. Și performanța este pur și simplu colosală. Imperium de la Electimus este un parfum care în faza inițială îți poate crea impresia de Creed Aventus, dar e doar o impresie, pentru că foarte rapid se duce în cu totul și totul altceva. Este mult mai complex, este mult mai calitativ și performează mult mai bine. Deși compoziția nu este similară între cele două produse, conțin tonuri asemănătoare, dar diferă comportamentul celor două parfumuri. Zic eu, diferă chiar radical. Cu toate acestea însă, sunt considerate a fi inspirate din marele Creed Aventus, drept urmare, l-am inclus, sau mai bine zis, l-am inclus în acest comparativ. Dacă ar fi să aleg unul dintre cele două pe care să vi-l recomand să-l cumpărați, Cochin Kiș, Armagh Club de Nuit Intense Man, varianta ulei de parfum. E foarte simplu și lesne de înțeles de ce. Hai să mergem mai departe. Mai departe vorbim despre tămâie, dar o tămâie interpretată similar. Vorbim despre Martin Michalev și al său Shannon și vorbim despre Lacrima de la Liquid Imaginaire. Două parfumuri în care tămâia este elementul principal, dar conțin și alte tonuri similare, ca de exemplu uleiul de portocal amar. Drept urmare, sunt două parfumuri care miros aproape identic, nu doar similar, ci și identic. Deși compozițiile pe ansamblu diferă, în fiecare parfum reîntâlnim cu totul și totul alte elemente, totuși acordul central este constituit de această combinație dintre tămâie și uleiul de portocală amară. Drept urmare, sunt două parfumuri în care tămâia este interpretată foarte proaspăt, foarte fresh, foarte, hai să zicem, efervescent. Și sunt două parfumuri perfecte a fi purtate implicit în sezoanele cu temperaturi ridicate sau chiar foarte ridicate, precum vara. Două parfumuri care performează foarte bine, două parfumuri care, deși nu au exact aceeași compoziție, au un miros similar și un comportament similar.
Shannon de la Martin Mikalev și Lacrima de la Liquid Imaginer. Următoarea intrare în această listă comparativă este foarte interesantă. Vorbim despre Geranium Pur Monsieur de la Frederic Mal și, desigur, Brackenman de la Moaș. O, da! Astea sunt două parfumuri aproximativ identice, oarecum similare ca și compoziție, dar cu un comportament relativ diferit. Accentul cade, în primul și în primul rând, pe nota de garoafă, care se regăsește în amândouă. Dar, ăsta este varianta matură, este varianta sobră, este varianta masculină, în adevăratul sens al cuvântului, pe când ăsta este varianta tânără, varianta mai lejeră, varianta mai proaspătă, în ideea în care ai și o notă de mentă prezentă aici și care conferă un aspect răcoritor. Drept urmare, să zicem că ești nebunit după genul acesta de compoziții, după această notă. Vrei ceva de temperaturi moderate și ridicate, porți Geranium Pur Monsieur. Vin sezoanele reci, știu eu, toamna, iarna, primăvara, când temperaturile sunt scăzute, îl porți pe băiatul ăsta, deși ăsta poate fi purtat implicit vara. Diferența majoră însă între cele două, pentru că sunt similare ca miros, este însă interpretarea. Fresh, efervescent, răcoritor, proaspăt, aceleași caracteristici le ai și aici, dar într-o tonalitate mai matură, mai serioasă, mai sobră. Performanță net superioară lui Amouage Brackenman. Din punctul meu de vedere și calitativ, Amouage este de peste Frederic Mal. Drept urmare, recomand Brackenman. Hai să ne ducem și la nota de violetă. Și avem Grand Teatru la Fenice de la The Merchant of Venice și Oud Violet de la Mancera. Două parfumuri cu două interpretări oarecum diferite, dar cu componente similare. Și în care actorul central este același element, nota de violetă. Mai mult decât atât, comportamentul lor este similar, mirosul lor este similar, mici fluctuații, mici chestii rafinate pe care le sesizezi, hai să spunem dacă ești un cetățean cu foarte multă experiență în adulmecatul de astfel de produse. Dar amândouă performează excepțional. Amândouă miros fabulos, două parfumuri extrem de elegante. Sunt două parfumuri extrem de atrăgătoare. Sunt două parfumuri care aduc foarte multe complimente. Sunt două parfumuri care funcționează perfect la ținute și momente de tip formal. Drept urmare, sunt două parfumuri cu care nu poți să dai greș orice ar fi. Dacă ar fi să aleg preferatul meu, l-aș alege pe La Fenice de la The Merchant of Venice. Dar, dacă ți-l la buzunarul tău, ți-aș recomanda Oud Violet de la Mancera. Oricare dintre ele decizi să-l achiziționezi, îți garantez că nu vei da greș cu el și că nu vei regreta. Bun. Mai departe. Două parfumuri care au compoziții total diferite, dar care miros similar și care au și un comportament similar. Annick Goutal, Bois d'Adrienne și Amorud, Wet Stone. Pentru mine, aceste două parfumuri sunt foarte similare. Deși au compoziții diferite, deși accentul cade pe elemente diferite, totuși parfumurile astea pentru mine miros similar. Adică două parfumuri verzi, aromatice, încărcate de tonuri aromatice. Ăsta cel puțin respectă esența, hai să zicem, și ideea în care a fost creat, și anume să fie un parfum verde, aromatic, lemnos. Ăsta însă este considerat de către foarte mulți cetățeni ca fiind un parfum acvatic. Pentru mine tonurile acvatice sunt foarte, foarte insesizabile, sunt reminiscente, dacă vreți. În schimb, îl consider a fi un parfum verde aromatic foarte bun și așa îl și încadrez. Dar, deși aici ai pin, ceea ce nu ai aici, sentimentul olfactiv este similar de fiecare dată când port aceste parfumuri. Și drept urmare, pentru mine sunt parfumuri similare. Performanță foarte bună cu amândouă. Sezoane de purtare, din punctul meu de vedere, două parfumuri pe care le poți purta pe perioada unui întreg an. Nu le-aș purta, sincer să fiu, chiar la ținută formală și evenimente formale. Dacă ar fi să-l aleg pe cel pe care îl prefer mai mult, aș alege Bois d'Adrienne de la Annick Goutal. Asta și în contextul în care este puțin mai ieftin decât Amorud Wet Stone. Dacă îți plac tonurile verzi, dacă vrei să te simți în mijlocul naturii, să te simți într-o pădure de pin, știu eu, de chiparos, atunci cu ambele obții același efect.
Următoarea intrare este foarte interesantă din punctul meu de vedere, pentru că sunt două parfumuri care împărtășesc și elemente similare și caracteristica generală este similară și mirosul este similar, deși sunt două produse total diferite. Și vorbesc despre Black Orchid EDP de la Tom Ford și Gergiov Regio. O spun încă de la bun început. Preferatul meu dintre cele două și recomandarea mea pentru voi este Black Orchid EDP. Atenție, nu EDT-ul, ci EDP-ul. De ce? Pentru că EDP-ul chiar este o variantă unisex, drept urmare poate fi purtată de către bărbați. EDT-ul este într-adevăr feminin. Nota comună și care se și comportă extrem de bombastic în cele două compoziții este nota de prună din cele două parfumuri. Dar Black Orchid EDP este mult mai complex. Este, hai să zicem, mult mai interesant, evoluează mult mai interesant la nivelul pielii, pentru că pe lângă nota aia de prună și aspectul său licoros pe care îl conferă în cele două parfumuri, ai și nota aia de trufă, care este pur și simplu fenomenal interpretată în Black Orchid EDP. Notă care lipsește în regiul de la Gerjov, mai mult decât atât, din punct de vedere al modului în care se dezvoltă la nivelul pielii, Tom Fordul este mult mai complex decât Regio, pe care eu îl găsesc a fi puțin cam prea liniar, deși este un parfum foarte frumos. Deși este un parfum care performează fantastic de bine și extrem de calitativ. Dar, pentru că este un comparativ, preferatul meu este Black Orchid EDP și ăla vi-l recomand și vouă. Nu dați greș nici cu Regio, dar considerând sau luând în considerare și factorul financiar, ieși mult mai bine cu Black Orchid. Drept urmare, vi recomand cu absolut toată tăria două parfumuri foarte bune pentru sezonul de toamnă, de exemplu. Pentru sezonul de iarnă, pentru sezonul de primăvară. Nu le-aș purta pe niciunul, sincer să fiu, vara. Am făcut-o, drept este, dar personal sunt prea, hai să zicem, înnecăcioase pentru temperaturi prea ridicate. Știu că este la modă ca aceste parfumuri sau în mod deosebit Black Orchid să fie purtat implicit vara și să se dea lumea în prostie cu el, pentru că așa e impresia că e mai bine, dar eu unul personal n-aș recomanda așa ceva. Următoarea intrare, două parfumuri verzi, din nou, dar masculine, două parfumuri care te duc cu gândul la natură, două parfumuri care te duc cu gândul la un scenariu specific naturii. Creed, Green Irish Tweed și, desigur, Memoirs London și al său Imperia. Două parfumuri cu niște compoziții total diferite. Total diferite, dar care reușesc, din nu știu ce motiv, să miroasă foarte similar. Foarte similar. Diferența majoră apare la partea de performanță. Ambele pun accent pe tonuri verzi, pe tonuri aromatice. Creed, Green Irish Tweed, din punctul meu de vedere, este regele casei Creed. Este un parfum care se regăsește pe piață de aproape 40 de ani. Drept urmare, toată lumea cred că îl cam știe. Și este un parfum cu care nu dai greș. Este un parfum masculin cu care nu poți să dai greș, care întotdeauna atrage complimente, care e extrem de versatil. Același lucru se întâmplă și cu Memoirs Imperia. Diferența fiind că, din punctul meu de vedere, ca performanță, pentru mine, Green Irish Tweed este mai bun decât Imperia. Nu fenomenal de bun, dar simțitor. Prețurile sunt oarecum similare. Drept urmare, două parfumuri cu compoziții diferite, dar cu un miros specific aproximativ similar. Părerea mea, nu poți să dai greș cu niciunul dintre cele două. Drept urmare, vi le recomand pe amândouă. Trecem la următoarea intrare în acest comparativ. Vorbim tot despre tonuri verzi, vorbim tot despre natură, dar vorbim despre o reproducere foarte fidelă, foarte exactă și în mod deosebit a unui scenariu specific zonei mediterane. Vorbim despre Bottega Veneta și al său Parco Palladiano 2 sau Cipresso. Vorbim despre Tiziana Terenzi, 19 March. Bun, două parfumuri cu compoziție vădit diferită, pentru că din punct de vedere al elementelor constitutive, 19 March are mult, mult mai multe decât Cipresso de la Bottega Veneta. Însă, mirosul este similar, în mod surprinzător. Chiar dacă 19 March este mai complex ca și compoziție, ca și note, într-un final, mirosul este oarecum similar și îți creează exact aceeași senzație, și anume că te afli în mijlocul unei păduri, că te afli înconjurat de natură, de verdeață, de tonuri lemnoase, tonuri verzi. Personal, ăsta este unul dintre parfumurile mele preferate. Am vorbit de foarte multe ori despre el în clipurile mele, dar șoc și groază.
Pe asta l-aș alege. Pe Cipreso. Și vă spun și de ce. Pentru că efectiv îți creează senzația că ești undeva pe insulă, în sudul continentului, vara, într-o zi extrem de toridă de vară, niște temperaturi extrem de ridicate și stai, te ascunzi de soare la umbra arborilor de chiparos. Exact așa miroase. Și propriu zis, toată esența aia a chiparosului te învăluie. Toate tonurile alea absolut superbe, verzi, aromatice, lemnoase, te învăluie. În plus, ai și niște tonuri citrice care îi conferă un aspect, hai să zicem, oarecum efervescent și care reușește să amplifice acest sentiment al chiparosului. Două parfumuri absolut superbe, două parfumuri excelente, două parfumuri similare. Ca performanță, v-aș recomanda să mergeți pe 19 March, deși, atenție, proiecția nu este punctul forte al lui 19 March, dar longevitatea și sillajul sunt. În schimb, dacă vrei ceva mai efervescent, eu m-aș duce pe Bottega Veneta și al său Cipresso. Pur și simplu, mirosul ăla de chiparos este atât de natural, este atât de bine făcut, este atât de bine interpretat. Bun. Să terminăm și cu astea. Și hai să comparăm niște parfumuri săpunoase. Dacă tot vrem să facem comparații între mere cu mere, zic să vorbim despre două parfumuri săpunoase. De fapt, sunt patru. O să vedeți imediat de ce. Dar să comparăm două parfumuri care au un sentiment perfect similar. Vorbesc despre Penhaligon's și al său Castile, care este un parfum inspirat dintr-un săpun tradițional spaniol care se numește exact așa, și anume Castile, și despre Acqua di Parma și al său Colonia Essenza. Două parfumuri care îți conferă sentimentul unui săpun, unui săpun de foarte bună calitate, unui săpun foarte bine făcut. Două parfumuri care îți conferă un sentiment de prospețime, de revitalizare și de curățenie. Iar elementul central din cele două parfumuri și motivul pentru care cele două miros așa este nota de neroli. Dar ele se aseamănă și prin prisma comportamentului. Sunt două parfumuri tăioase. Sunt două parfumuri care nota de neroli este interpretată tăios. Prin urmare, dacă nu suporți nota asta, dacă nu-ți place nota asta, dacă nu ești obișnuit cu nota asta, pentru că sunt extrem de agresive din punct de vedere olfactiv, îți asaltează propriu-zis simțurile și efectiv ai impresia că te ard pe nări. Cu toate acestea, deși sunt două parfumuri similare ca și miros, sunt diferite din punct de vedere al compoziției. Din punct de vedere al performanței, personal, consider că ăsta este mult mai bun decât Castile. Dar rezultatele sunt absolut identice cu amândouă parfumurile. Două parfumuri din care recomand utilizarea cu maximă atenție, mai ales dacă nu ești familiarizat cu această notă de neroli. Castile de la Penhaligon's și Colonia Essenza de la Acqua di Parma. Mergem tot la două parfumuri proaspete, tot cu un sentiment săpunos, dar mai tolerabil. Mai puțin agresiv cu simțurile, dar cu acela specific și anume de curățenie. Tot de la Acqua di Parma, însă vorbim despre băiatul ăsta pe numele său Colonia Pura și tot de la Penhaligon's vorbim despre băiatul ăsta pe numele său Cousin Matthew. Aici lucrurile se schimbă un pic pentru că, așa cum am zis, sunt mai maleabile, sunt mai purtabile, sunt mai ușor de tolerat, însă sentimentul general este același de curățenie. Mai mult decât atât, mirosul este similar. Deși, din nou, compoziția diferă total pentru că ăsta are mult mai multe elemente în cadrul compoziției comparativ cu ăsta care are trei note. Și în care nota principală este floarea de portocal, la fel ca și în băiatul ăsta. Floare de portocal din care se obține nota de neroli, dar care are un comportament și un, hai să zicem, specific similar cu nota de neroli, însă vine și cu alte fațete. Niște fațete mai lemnoase, mai florale, mai aromatice, puțin mai blândă din punct de vedere olfactiv. Ca și performanță dintre cele două, l-aș alege pe Acqua di Parma Colonia Pura, personal. Din punct de vedere al prețului, de asemenea, v-aș recomanda vouă să vă uitați tot la Colonia Pura, pentru că pe Haligon's Cousin Matthew e de vreo 3 ori mai scump decât oferta celor de la Acqua di Parma. Deci, țineți cont și de acest aspect. Altfel, ca miros, sunt similare. Ca performanță, diferă puțin. Ăsta este un pic mai bun, nu exagerat mai bun, dar întotdeauna, pentru foarte mulți cetățeni, contează aspectul financiar. Bun, mergem mai departe. Hai să vorbim despre lucruri sfinte. Vorbim despre tămâie.
Dar vorbim despre tămâie și vorbim despre trandafiri de mai. Exact aceeași combinație este prezentă în amândouă produsele. Vorbim despre tonuri lemnoase, care sunt de asemenea prezente în ambele produse. Vorbim despre două parfumuri care miros similar, dar nu identic, care și performează similar. Rose Incense de la Amouage și Boys 1920 Relativamente Rosso. Nu este niciun secret pentru absolut nimeni, preferatul meu este Relativamente Rosso de la Boys 1920. Pur și simplu e ceva deosebit. Dar dacă cumva o să rămân fără Relativamente Rosso, am sticla de Rose Incense care poate să ia locul. Deși compoziția conține elemente similare, deși comportamentul general este similar, există mici variațiuni în cele două produse. Asta în ideea în care în Amouage Rose Incense ai și o notă de cerneală prezentă și vei resimți lucrul acesta. Nu este o notă dominantă, este o notă subtilă, dar dacă ai nasul suficient de matur, îi vei sesiza prezența. Două produse cu note similare, două produse cu comportament similar, cu performanță excepțională, diferența, sincer să fiu, e făcută doar de preț. Pentru că Amouage-ul costă de vreo două ori mai mult decât Boys 1920. Cu oricare dintre ele vă decideți să interacționați și să le achiziționați, nu veți da greș. Din punctul meu de vedere, e bine să le ai pe amândouă, dar e doar părerea mea. Și ultima intrare din această listă comparativă este despre smoking. Și când zic smoking, mă refer la arborele de smoking în întreaga sa complexitate. Și două parfumuri pe care eu le dețin în colecție și sunt extrem de similare pentru mine, din punct de vedere al interpretării, din punct de vedere al compoziției, sunt Diptyque Philosophicos EDP și Puro Fico de la Officina de la Esențe. Preferatul meu, fără doar și poate, este Puro Fico de la Officina de la Esențe. Am mai spus-o, nu este o noutate, îmi place mult mai mult comportamentul parfumului, îmi place mult mai mult performanța parfumului, comparativ cu oferta celor de la Diptyque, o casă pe care eu o consider în mare majoritate a timpului supraevaluată. Asta raportându-ne la preț, calitate, performanță, că acolo este marea problemă pentru mine cel puțin cu această casă numită Diptyque. Dar ambele se concentrează pe smoking. Ambele interpretează nota la fel, adică o notă lemnoasă, prăfuită, seacă, cu mici inflexiuni, în ideea în care în ăsta ai și o nucă de cocos prezentă și care încearcă să aducă ușoară, hai să zicem, senzație dulceagă, care să mai amortizeze din partea prăfuită, seacă a smochinului. Dar, din punct de vedere al performanței, Puro Fico performează mai bine pe mine, din totdeauna. Din punct de vedere al mirosului, sunt similare și, din punct de vedere al prețului, diferența este cam de 2 la 1. Adică, Philosophicos de la Diptyque este mai scump de vreo 2 ori, 3 ori decât Puro Fico, pe care, sincer să fiu, nu l-am mai văzut la vânzare de câțiva ani și tind să cred că este discontinuat, pentru că nici pe site la ei nu l-am mai văzut, dar asta este cu totul și totul alt subiect. Bun, recomandarea mea pentru voi, dacă îl găsiți, luați Puro Fico. N-are rost să plătiți mai mult pentru Diptyque Philosophicos EDP, atenție, nu EDT, EDT-urile fiind varianta și mai slabă din punct de vedere al performanței a celor de la Diptyque. Deci dacă vreți o performanță cât de cât teoretic decentă, trebuie să luați EDP-urile, care sunt mult mai scumpe decât EDT-urile. Drept urmare, recomandarea mea pentru voi este, dacă îl mai găsiți, Puro Fico de la Officina de la Esențe. Și am ajuns la final. Acesta este comparativul cu 30 de parfumuri. Am ales 30 de parfumuri. Ca să vă întocmesc această listă comparativă, v-am spus de la bun început, nu am vrut să fac clipuri separate, așa cum este moda printre disperații după vizualizări, like-uri și apreciere și așa mai departe, pentru că este mult zgomot pentru nimic și este o imbecilitate, pentru că marea lor majoritate, ca să nu zic toți, fac comparații între mere și pere, nu compară lucruri care au același specific. Mi s-a părut întotdeauna extrem de stupid să vezi comparații între, nu știu, ziceți voi, Versace Dylan Blue, de exemplu, dau un exemplu, și ziceți voi, Dior, habar n-am, Purom. Am văzut astfel de lucruri. Lucruri total diferite, lucruri care nu sunt din aceeași categorie de parfumerie. N-ai cum să compari un parfum acvatic, de exemplu, cu un parfum pielos. Nu ai cum să compari un parfum fructat
un parfum, nu știu, moscat, la un exemplu. Comparații din astea forțate, inutile, lipsite de valoare, care sunt nonsensuri de felul lor și care nu fac nimic altceva decât să inducă în eroare și să deruteze și mai mult consumatorii, în mod deosebit pe cei care poate fac doar primii pași în rândul parfumeriei, pentru cei care poate fac doar primii pași înspre a descoperi ceea ce înseamnă arta parfumeriei și a se familiariza cu, știu eu, diversele compoziții, diversele genuri de parfumerie, diversele elemente cu specificul lor și așa mai departe. Tocmai de aceea nu am făcut niciodată genul acesta de clipuri, pentru că mi s-au părut stupide, mi s-au părut o pierdere de timp inutilă și care nu aduc niciun fel de plus valoare în rândul consumatorilor. Am decis să-l fac pe ăsta, după atâția ani, pentru simplu fapt că am vrut să vă arăt parfumuri care sunt într-adevăr similare. Și scopul meu nu este numai de a vă arăta parfumuri care sunt similare, puteau fi mult mai multe. Puteau fi mult mai multe, dar făceam un clip de 5 ore, de 6 ore și nu avea niciun rost. Ideea este, principală și de bază, să cunoașteți aceste parfumuri în așa fel încât, în momentul în care veți dori să achiziționați vreunul dintre aceste parfumuri, să aveți o alternativă. Eu am folosit doar două parfumuri în fiecare comparație. Puteam să folosesc trei parfumuri, patru parfumuri pentru fiecare comparație. Tocmai asta e ideea. Să știți că există alternative, să știți care este acea alternativă și să știți că alternativa aia, de multe ori, poate să fie mult mai ieftină, mult mai accesibilă și mult mai bună pentru voi ca și consumatori. Drept urmare, nu vă duce să cumpărați și ăsta și ăsta. Vă duce să cumpărați și ăsta și ăsta. Vă duce să cumpărați, nu știu, hai să zicem, și ăsta și ăsta. Nu vă duce să cumpărați și ăsta și ăsta. Pentru că veți cheltui foarte mulți bani și o veți face în mod inutil. Și veți ajunge să regretați faptul că ați cheltuit acei bani. Eu le-am cumpărat pentru că eu am vrut ca să le cumpăr. Și repet ceea ce am spus, parfumurile sunt similare, dar nu sunt identice. Pentru mine nu sunt identice. Eu pot, fiind atât de familiarizat cu ele, să sesizez diversele nuanțe, diversele diferențe dintre produsele acestea care, aparent, sunt similare. Dar pentru cei care nu sunt familiarizați, veți avea șocul și dezamăgirea profundă să constatați că ați cumpărat ceva ce vouă vi se pare a fi identic, deși ele nu sunt. E foarte importantă această nuanță. Identic e una, similar e cu totul altceva. Și deși parfumurile prezentate în această listă sunt similare, în foarte mare proporție, nu sunt identice. Dar costă foarte mulți bani. Și pentru că nu vreau să mergeți să cheltuiți inutil, vă ofer această listă comparativă ca să aveți habar de aceste lucruri. Pentru cei care vor să se convingă pe propria lor piele, eu vi le pun pe toate la dispoziție în partea de decantare, toate sunt în listă, n-aveți decât să le cumpărați și să le testați pe pielea voastră în mod separat și să vă convingeți de faptul că nu sunt identice, să vă convingeți de faptul că există diferențe între ele. Dar, pentru marea majoritate a cetățenilor, recomandarea este, ca întotdeauna, de testare. Testare. Nu cumpărați orbește, nu cumpărați fără să testați, nu cumpărați fără să cunoașteți, tocmai ca să nu ajungeți să regretați decizia de achiziție. Și cu atât mai mult, nu vă luați după prostiile pe care le vedeți prin mediul online, în mod deosebit în comparative, unde se compară mere cu pere și care nu au absolut nicio legătură cu realitatea. Aveți la dispoziție site-ul. Luni, 23 octombrie, aveți o campanie flash sale cu 10% discount. Site-ul este parfumeriagavo.ro. Acolo găsiți toate informațiile care vă interesează. Eu mă opresc aici. A fost un clip foarte lung, o listă foarte lungă, dar sper să vă fie informația utilă. Vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez ca întotdeauna toate cele bune. Numai bine!